Dragi prieteni, bună ziua! Am două anunțuri pentru voi. Astăzi am trimis cerere prealabilului Vasile Costiuc pentru faptul că a distribuit falsuri despre mine și am cerut ori să publice dezmințiri, ori ne vedem în instanță de judecată. Haideți să-l învățăm pe Vasile să răspundă pentru ceea ce spune. Cererea am să o pun în comentarii, să o puteți vedea. Și a doilea, la scurt timp după ce am făcut postarea pe Facebook și am publicat textul cererii, postarea a fost ștearsă, a fost blocată de Facebook. Probabil mai mulți susținători de lui Costiuc au raportat-o și, dacă sincer, asta mă bucur, asta înseamnă că ei se tem, noi avem de-a face cu niște fricoși. Îl aștept pe Costiuc în judecată și voi demonstra public că el spune lucruri false, minciuni și se teme să răspundă pentru ceea ce face. Vă rog să distribuiți această postare, să vadă toată lumea fața adevărată a celor care pretind că luptă pentru dreptate și care de fapt ne mint pe noi, ne spală creierii. Vă mulțumesc, pe curând!